Din păcate, ceea ce mulți prevedeau se întâmplă. Deschiderea autostrăzii Deva-Lugoș fiind din nou amânată. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a emis un comunicat în care susține că, deși lotul 4 al autostrăzii Lugoș-Deva a fost recepționat luni 12 august 2019, nu se va putea circula pe el. Cei 22 de kilometri recepționați astăzi pe autostrada A1 între localitățile Șoimuș și Ilia din județul Hunedoara, lotul 4 Lugoș-Deva, nu au putut fi deschiși circulației din cauza că nu poate fi descărcat traficul rutier de pe acest sector. Lotul 4 al autostrăzii Lugoș-Deva este parte integrantă a coridorului 4 pan-european Rin-Dunăre, iar pe traseul acestuia se află dealul Șoimuș, unde a fost pusă în operă una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură din România. Se arată în comunicatul emis de Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Bretelele rutiere care ar fi permis descărcarea traficului auto de pe lotul 4 se află pe lotul 3 al autostrăzii Lugoș-Deva, pe care nu a putut fi începută recepția din cauza că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice necesare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizează că recomandarea ca recepția să nu fie demarată pe locul 3 a venit chiar din partea consultantului care a monitorizat șantierul. În această situație, antreprenorul spaniol a refuzat propunerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de a recepționa ca obiect separat un sector care asigură accesul la bretelele rutiere de la nodul Ilia, ceea ce ar fi permis deschiderea circulației între nodurile Șoimuș și Ilia. Reprezentanții Companiei de Stat Românești susțin că nu este pentru prima oară când antreprenorul de pe lotul 3 al autostrăzii Lugoș-Deva creează probleme din cauza calității slabe a lucrărilor. Antreprenorul spaniol a fost la un pas de rezilierea contractului în anul 2017, tocmai din cauza faptului că a folosit materiale de slabă calitate și nu a respectat metodologiile de lucru, situație care a dus, printre altele, la prăbușirea, încă din faza de șantier, a unui segment de drum pe o lungime de 70 de metri și o lățime de 11 metri. Se mai arată în comunicatul emis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Lucrările la lotul 3 și 4, de la Șoimuș până la Holdea, au început în urmă cu mai bine de 5 ani și trebuiau finalizate în 26 mai 2016, iar oficialități importante dădeau ca sigură darea în folosință acestora la mijlocul lunii în curs.